Câștigul salarial mediu net a scăzut în ianuarie cu 8,1% față de decembrie la 1943 de lei, în timp ce câștigul salarial mediu brut a înregistrat un declin de 8,3% la 2688 de lei, cele mai mari câștiguri nete fiind în continuare în IT, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante, anunță Mediafax. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației de 5113 lei, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante de 1163 de lei. În luna ianuarie 2016, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă, ca urmare a acordării în decembrie 2015 a primelor ocazionale. De asemenea, câștigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă, ca urmare a nerealizărilor de producții ori încasărilor mai mici în funcție de contracte sau proiecte sau angajărilor de personal cu câștiguri salariale mici. Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în silvicultură și exploatare forestieră cu 33,1%, respectiv în fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului cu 30,9%. Declinul a fost între 20,5% și 29,5% în activități de editare, extracția minereurilor metalifere, transporturi pe apă, intermedieri financiare, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi aeriene, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor. Creșterea câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic, doar în tranzacții imobiliare, 2,6%, activități de servicii în tehnologia informației și au fost cauzate în principal de acordarea de prime ocazionale și realizarea de producții ori încasări mai mari.